Am dat drum. Prin metoda comparației. Și tot așa. Așa, și acum să vedem metoda falsă ipoteză, da? Metoda falsă ipoteză. Două probleme. Compuneți două probleme. Cu ajutorul metodei comparației. Cum am făcut noi până acum, da? Compuneți două probleme. Metoda comparației, da? În paranteză spuneți, după modelul făcut anterior. După modelul de mai mult înainte. La falsei, a scris cum i-am văzut domnul. Falsei. Da, falsei ipoteze. Falsei, da. Metoda falsei ipoteze. Hai să vedem, să ne aducem aminte. Cum era? Da. Noi mai întâi să formulăm o problemă. O problemă. O problemă. Da. Dar ea și pe urmă, după ce ne amintim cum care e mecanismul, vă pun și pe voi să formulați probleme. Bine? Deci, într-o parcare sunt mașini și biciclete. Mașini și biciclete. Mașini și biciclete. Deci, în total, 17 mașini și biciclete. Numărul roților este 40. Da? Deci numărul roților este 40. Câte mașini și câte biciclete sunt în parcare? Dacă ți-e clar, lucrează până la capăt. Okay, okay. Da? Și ne dai răspunsul. Câte mașini și câte biciclete? Mașini egal câte și biciclete egal câte? Cum pornim în gândire? Pe mine mă interesează dacă ea... Sigur că da. Dar ea știe, ea trebuie să văd cum gândești, mă, dacă să te grăbești. Păi eu știu cum gândesc. Da. O să lăsăm să-i facă așa și cum ne povestește. Ok. Deci, Cassandra, fiindcă tu n-am lucrat prea mult la metoda asta, a fost de la început, hai să vedem așa cum propui tu. Ok. Păi, aș putea să zic că sunt 7 biciclete. La întâmplare, dai, da? Da, dar de unde să știu? Bun. Da, așa, ce bine, de 7 biciclete. Tu vii cu o soluție direct, da? Deci, 7 biciclete și câte? 10 mașini. Sigur că da. 10 mașini. Așa, cu varianta 1. Varianta 1. Și atunci ar ieși la roți. Pentru roți ar fi cât? 7 ori 2, nu? Și face cât? 14 roți. De la cine? De la bicicletă. Și 10 ori... 10 ori 4 și face 40, da? 40 roți. În total, cât ar da aici? Păi 54. Rezultă 54 roți. Ce părere ai? Dacă 54 de roți. Noi am zis că numai 40. Păi bine, ar trebui un număr mai mic de mașini atunci. Ar trebui un număr mai mic de mașini, că ai depășit numărul, da? Da. E depășit.
Și iar luăm la întâmplare, nu? De micșorăm, nu? Da. Micșorăm mașinile. Cu cât se micșorăm? Păi, dacă o mașină are 4 rânduri... Da. Să fie... Dacă ai putea elabora un raționament să mă duci direct la soluții, ar fi extraordinar. Stai, fără ce mă gândesc. Păi cu cât ai depășit numărul? Cu cât ai depășit numărul? Am 54 minus 40. Așa, 54 minus 40. 40, adică 14. Așa. 14 roți? De mașină. Păi în plus. Nu știu ce este. Dar de unde, păi de unde să vină roțile în plus? Cine are roți mai multe? Mașina. Așa. Deci aceste 14 da, da. Roți sunt în plus de la mașină. De la mașină. Și atunci înseamnă că să fie aș putea spune 8 mașini și 9 biciclete. 8 mașini și 9 biciclete. Hai să vedem. Deci tu te gândești la o altă variantă, 8 mașini și 9 biciclete. Atunci la mașini 8 ori. Fă prin mai multe variante. Prin două variante. Prin cele două variante. Da, prin cele două variante. Și dacă o faci și pe a treia, îți cel mai încântat. Care? Nu știu. O a treia. De suflet cauciucurile. La mașini și la biciclete. Ai făcut prea două, așa te gândești. Da. Tare dacă te gândești cum trebuie, câte le desufle roțile, ce și cum. Așa. Deci 8 ori. 4. Da. 32. 32. Și 9 ori. Roți de la mașină, nu? Da. Și 9 ori. 2. 18. Roți de la biciclete. Da, roți. În total? 0, 50. Tot 50. Dar și numai ai scăzut cu două mașini și doar 4 roți ai dat deoparte. Aici 6 mașini și 11 biciclete. Stai să mă gândesc. 6 mașini, da? Da. Ai zis cu 6 mașini, poftim. 6 mașini și 11 biciclete. Și atunci ce rezultă? Da. Și asta înseamnă că fac 6 ori 4. Așa. 6 ori 4 și face 24. Da. Și facem 11 ori 2. Și 11 ori 2. Și face 22. Și dacă le adunăm? 46. 46. 46. Da? 46. Tot mai avem. Tot avem 6 roți în plus. 4 mașini? Nu. Apoi ar fi prea puțin. Stați să mă gândesc. Acum, dacă dai răspunsul bine, este foarte clar. Dă răspunsul înainte, nu faci calcul să vezi, nu? Dar cu câte mașini încerci acum? Hai spune. Păi, aș încerca cu 4 mașini. 4 mașini. Hai să vedem. 4 mașini. Și câte biciclete, să zic? 13. 13, nu? Ca să ar vrea 13 biciclete. Și la mașini cât mă duc? Ia să vedem. 4 ori. 4 ori 4. Da, și face 16. Și aici 13 ori 2. Și face 26. Ok, acum spre mai mult. Ce am de 2? Hai, serios! Ce acum sunt prea multe biciclete. Păi de ce? Că i-am dat 40. Tot avem două roți în plus. Facem 5 mașini și 12. Păi dacă numărez numărul mașinilor, se adaugă roți. Să micșorez. A, 3 mașini și
14. Trei mașini pentru două roți. În plus, trebuie să le dai deoparte. Da. Ia să vedem. Merge așa? Așa deci, trebuie să meargă. Trei mașini și 13 biciclete înseamnă. Nu 13, 14. 14, corect. Cât face 3 mașini? Păi 3 ori 4. 3 ori 4 egal cu 12 roți. Și din coace? Păi 14 ori 2. 14 ori 2. Și egal cu? 28. 28. Și dacă le adunăm? 40! 40! De roți. Asta este soluția. Dacă era cea ușoară. Păi, dar am muncit foarte mult. Am muncit foarte mult. Am luat-o cu încercări și tăi și cu noi. Ai luat-o și așa, și așa, ușor, ușor. Dar n-ai sesizat un lucru. La, când ai zis 7 biciclete și 10 mașini, dat un număr la întâmplare, da? Eu am înțeles, o echipă. Și ți-au dat 14 roți în plus. Trebuia să... Și ca să ajungi la... Trebuia să pun 14 biciclete și 3 mașini ca să-mi dea mai repede. Păi, dar de unde să știi deodată 14? Păi, pentru că era 14. Ce raționament să faci ca să deduci direct așa? Că asta spuneam eu ție. Ai șanse, dar trebuia... Nu se mă duce așa, am merg să încercez din aproape, în aproape. Și-am muncit atât de mult. Crede-mă că și tu ți-ai obosit la un moment dat. Băi, când mai încercăm? Ce se întâmplă? Simțeai că trebuie să tot micșorez? Ce trebuia să micșorez? Numărul mașinilor. Ele dădeau multe roți, da? Și ai tot micșorat. Da. Trebuia uite cum trebuia să faci. Când am luat cu 10 mașini și 7 biciclete, ai sesizat că-s 14 roți. În plus. Și acum, care e diferența dintre numărul de roți la mașină și la bicicletă? Mașina are 4 roți, bicicleta are 2. Și atunci diferența de câte roți este dintre? De 2. Și împărțeai pe 14 ăsta la 2 și îți vedea 7 și scădeai din 10 pe 7 și îți vedea de 3 mașini. Trebuia să mă deci e foarte șmecheră chestia. Îți dai seama câte roți sunt în plus. Da? Câte roți sunt în plus. Împarți numărul de roți la diferența de roți dintre bicicletă și mașină. Și două roți. Și acum vei să vezi câte astfel de echipaje dai deoparte. Și atunci 14 împarți la 2 și 7 și toate problemele merg foarte repede. Da, trebuie să spun că am muncit de veneasă și plec din sală. Așa, așa de mult. Și mie. Da? Deci, metoda asta a tată a încercărilor, așa, băbește, nu îi băbește. Este una consumatoare de timp. Și de energie. Da? Și de timp și de energie. Pentru că tu nu vrei deloc, tot scădeai numărul roților. Am înțeles. De unde vin roții? De la mașină. Deci numărul mașinilor tot l-ai scăzut. Dar puteai să scazi deodată și să dai exact pe 3, sau să mergi ușor, ușor, mai repede. Nu așa. 10, 8, 6, 4, în sfârșit 3. Da? Din aproape, așa, foarte meticuloasă. Știam. Da. Dar acum să-ți arăt, dacă ți arăt o șmecherie, acum o să te bucuri foarte tare. Da. Ia să vezi, toată. Deodată dăm răspunsul. Deodată. Da. Ia. Nu mai încercăm. Asta e marea șmecherie. Deci la matematică ne ocupăm de șmecherii de astea așa foarte tare. Deci nu muncim așa când încercări. Poate dau, poate nimerez, poate... Nu. Presupunem că toate ar fi biciclete. Deci presupune că toate 17 ar fi biciclete. Hai să zicem. Presupunem, chiar așa spune. Presupunem că toate da. Presupunem că toate
că cele 17, că cele 17 cele 17 vehicule din parcare, da? Și 17 vehicule din parcare sunt biciclete. Toate sunt biciclete. Păi dacă sunt 17, le punem noi. Păi într-un cerculeț, le desenăm. Una, două, trei, patru. Un cerculeț, desenăm toate bicicletele, da? Hai să desenești. Da. Așa. Deci, 1, 2, 3, toate 17. Câte am deserat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Da? Toate sunt, presupunem că toate sunt biciclete, subliniez. Și câte roți punem la fiecare bicicletă? Două. Uite. Câte două? Da? Toate sunt biciclete. Câte două, da? Ce lucrurile au? La fiecare câte două. Câte roți ar fi în condițiile astea, dacă toate au câte două? 17 ori 2. Perfect! Deci 17 ori 2. Ar fi numărul roților. Deci numărul roților ar fi 2 puncte. 17 ori 2. Și 17 ori 2 este egal cu? 7 ori 2 4. 4, 7, 2 ori 1, 2, 34. 34 de roți. Dar noi avem cât am numărat? Însă, avem 40 de roți, am spus. Da? 40 roți. Scădem din 40 pe cât? Pe 34, ca să vedem cu cât câte roți avem în plus. Da. Și 40 minus 34 egal cu 6. 6 roți. Deci mai am la dispoziție 6 roți. Și putea să aflu. O secundă. Cele 6 roți de unde provin? De la mașini. De la mașini, da. Înseamnă că nu sunt numai biciclete. Sunt și mașini. Sunt și mașini. Ca să transform o bicicletă în mașină... Două roți. Deci pun... Eu am 6 la dispoziție, da? 6. Două le pun aici. Da? Două le-am pus aici. Alte două le pun la cealaltă. Alte două le pun la cealaltă. Câte am consumat acum? Șase. Și atunci înseamnă câte mașini avem? Avem 3 mașini. 3 mașini. Adică pe 6 ăsta trebuia să împar la 2. Că eu adaug câte 2 roți. 2. Deci 6 trebuia să fac împărțit la 2. Deci surplusul de roți, 6, îl împărțim la 2 și egal cu 3. Adică astea sunt 3 mașini. Pentru că am transformat o bicicletă în mașină. Da? 6 împărțit la 2 egal cu 3. Așa e mult mai ușor. Foarte ușor. Foarte ușor. De-aia e metoda falsei ipoteze. Falsă ipoteză. Presupunem că toate ar fi de o anumită categorie. Toate biciclete sau poate mașini. Înțelegi? Nu trebuie ghicite. Ghicitul acela nu-ți dădea decât foarte târziu, că tot încercai și așa, și așa, și vedem. Dar au găsit 3 metode, domnule. Da? Ia să vedem care e 3 metode. A treia, zi-o, domnul profesor. Deci,
presupunem că mașina are 3 roți, una au furat-o hoții. Bun. Și facem 17 ori 3, care ne dă 51. Apoi facem 51 minus 40, care ne dă 11. Și 11, un, dacă nu așa, înseamnă că 6, sunt 6 mașini cu 3 roți. Și 11 biciclete. Și 11 biciclete. 6 mașini cu 3 roți. 15 biciclete. Dar mie îmi trebuiau... Ai transformat toate mașinile în 3 roți. Nu. Tot 3 trebuie să-ți dea. Da, dar i-au transformat cu 3 roți. Am înțeles. Deci ai modificat problema. Da. Deci ai văzut o mașină cu 3 roți. Cu 3 roți, cu furat-o. Rămâne tot cu 4. Mă gândeam la altă șmecherie. Spune așa. Presupunem că a venit cineva și ne-a desumflat câte 2 roți la fiecare mașină și câte o roată la bicicletă. Da. Atenție! Câte 2 la mașină și o roată la bicicletă. Deci, în momentul acesta, numărul roților total s-a înjumătățit. Corect. Că de la 4 roți am ajuns la 2 și de la 2 la bicicletă am ajuns la o singură roată. Da. Câte roți am spus eu? 40 acolo, nu? Da. Acum, câte roți sunt după ce s-au desuflat? 20. Au rămas 20. 20 de roți față de... Acum, o roată de la bicicletă indică și bicicleta. Corect. Pentru că e roata și bicicleta, roata și bicicleta. Diferența de roți va proveni de la mașini. Nu? Și atunci, din 20 scădem pe 7. Din 20 scădem pe 17 și face 3. Trei mașini și restul 14 biciclete. Deci, faptul că am înjumătățit numărul roților este o speculație formidabilă de mare. Da, dar micșorăm și numărul de roți atunci. Păi sigur că da. I-au rămas același număr de roți când a furat unul. Nu, păi nu. S-au dus toate mașini. Sigur că da. Dacă micșora și numărul de roți, mă rog, acolo, s-a apropiat un pic de problemă, dar așa s-a dus la dublu, 6 roți. 6 mașini. Da. Haideți să vedem a șaptea. Da. Poate sinteza? Trebuie să fii și o sinteză. Nu uitați. Da. Păi metoda calță ipoteze și metoda comparație. Hai să-l zicem așa, ca să-l vadă el. Metoda falsă ipoteze. Deci probleme. Metoda falsă comparație. Păi ce două metode am lucrat. Da. Nu mare chestie. Păi nu mare chestie, voi trebuie să fiți... Bune, adică măi, când am zis falsa ipoteză, gata, presupunem că toate sunt mașini. Asta înseamnă toate sunt biciclete. Ce? Nume peticite. Gata, știu ce înseamnă falsa ipoteză. Presupun că toate ar fi de același fel. Nu știam metoda asta. Metoda falsă ipoteză. Ai proces. Da, metoda falsă ipoteză. O să mai lucrăm la asta. Și doi. Metoda... Comparații, da? Comparații. Problema făcută. Cu cele două metode. Și 3 probleme. În legătură cu așa. Normal. Hai, clasa 4-a, de nu vrei să fii șomer? De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. La revedere! La revedere, dragi!